Ca urmare a simplificării procedurii prin care un copil devine adoptabil, în anumite cazuri putându-se trece chiar peste consimțământul mamei, a crescut numărul copiilor care pot ajunge într-o familie adevărată. Potrivit specialiștilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Giurgiu, la nivelul județului nostru sunt 162 de copii adoptabili. Adopția reprezintă o șansă pentru toți copiii a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă, însă cei mai mulți dintre copiii declarați adoptabili conform legii au vârsta peste 5 ani, peste 100 în județul Giurgiu. Dintre cei 162 copii declarați adoptabili pe cale judecătorească, 25 au vârsta până în 5 ani, 19 au vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani, 60 au vârste cuprinse între 8 și 12 ani, iar 58 copii au vârsta de peste 12 ani. De la începutul anului 2016 s-au realizat 9 încuvințări de adopție și 5 de încredințare în vederea adopției, iar alte 14 dosare se află pe rolul instanțelor judecătorești. În ceea ce privește atestatul de familie potențial adoptatoare, valabilitatea acestuia va fi prelungită din luna august a acestui an. Spre deosebire de prevederile legislative actuale, legea care va intra în vigoare în luna august 2016 permite ca valabilitatea atestatului de persoană sau familie apte să adopte să fie de 2 ani, nu de un an, așa cum este în prezent. În județul Giurgiu, de la începutul anului și până în prezent, au fost emise 10 atestate de familii apte să adopte, iar alte 2 cereri sunt în curs de evaluare. O altă modificare importantă a legii adopției, care va intra în vigoare din luna august, prevede că termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, acest statut fiind valabil până la încuviințarea adopției sau până ce copilul împlinește vârsta de 14 ani. Celebrarea Zilei Naționale a adopției este o ocazie de a promova valorile fundamentale ale familiei prin adopție și de a reaminti importanța ca fiecare copil să aibă o familie în care să crească și care să-l iubească.